Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, a parohiei misionare Stațiunea Mărculești din județul Călăraș. Preasfinția sa a vorbit credincioșilor despre începutul lucrării publice a Mântuitorului Iisus Hristos, precum și despre chemarea făcută poporului. Chemarea aceasta Mântuitorului a devenit o realitate după pogorârea Sfântului Duh și întemerea Bisericii, fiindcă Împărăția Cerurilor este reprezentată de Biserica lui Hristos, acest așezământ divino-uman pe care Mântuitorul l-a întemeiat după înălțarea sa la cer și șederea dreapta Tatălui și pogorârea Duhului Sfânt în ziua Rusalilor. Ziua Rusalilor este ziua de naștere a Bisericii creștine, a Bisericii lui Dumnezeu. Iată cât de puternic sună în urechile, în sufletul nostru și cât de actual este căiți-vă, cât s-a apropiat judecata Împărăciei Cerurilor. Ierarhul i-a acordat părintelui paroh rangul de iconom și a dăruit parohiei două cruci de binecuvântare pentru Sfânta Masă. După Sfânta Liturghie, Preasfinția sa a binecuvântat toți credincioșii prezenți și i-a îndemnat să sporească în rugăciune și fapte bune.